În urmă cu 5 luni, poza zilei o dădeau premierul și miniștrii săi în timp ce fumau în biroul de la guvern. Acum avem stop cadru cu liderul opoziției. Marcel Ciolacu, Lucian Romașcanu și Mihai Tudose au fost fotografiați într-un restaurant buzoian la o masă mai retrasă cu alte 7 persoane. Amenziile primite de liderii PSD au fost anunțate de poliție într-o conferință de presă. Un gest politic acuză PSD. Relaxați și prea apropiați. Așa au fost surprinși al treilea om în stat, Marcel Ciolacu, și colegii săi de partid, Mihai Tudose și Lucian Romașcanu. Locul, un restaurant din stațiunea balneară Sărata Monteoru, județul Buzău. Ora 22:30. Regula anti-covid încălcată. Liderul PSD s-a înghesuit alături de alte 9 persoane la o singură masă. Legea spune clar că nu pot sta mai mult de 6 persoane dacă nu sunt rude. 8 sau 9 persoane la masă. Repet, pentru câteva minute cât a fost amenajată sala pentru a sta fiecare la masă. Și Marcel Ciolacu spune că lua masa împreună cu familia, când, doar pentru câteva momente, s-au așezat la masă și colegii de partid. Mai ales că localitatea în care se aflau e verde și restaurantele sunt deschise în interior. Când a ajuns poliția la local, din cei 10 meseni au mai găsit 3, așa că s-au ales cu amendă doar chelnerii, care nu purtau mască. Abia după ce fotografia a făcut în conjurul internetului, polițiștii din Buzău au scris amenzi. Astăzi, în baza acelei fotografii, am decis să ne transmitem datele către poliție și dumnealor să decidă cu consecință. 5.000 de lei amendă a primit localul. Marcel Ciolacu, Lucian Romașcanu, Mihai Tudose și încă un mesean au fost sancționați cu câte 2.500 de lei fiecare, spun sursele Observator. Ceilalți 6 au primit amenzi de câte 1.000 de lei fiecare. Fără precedent, Inspectoratul General al Poliției Române a organizat o conferință de presă pe cazul Buzău. Au fost identificate toate persoanele participante la acea locație și au fost sancționate contravențional. Cuantumul celor 11 sancțiuni contravenționale aplicate se ridică la 21.000 de lei. Au fost surprinși că ignoră regulile de protecție sanitară. Au avut o conduită irresponsabilă. Prim-ministrul moralist dă dovadă însă de memorie selectivă. La sfârșitul lunii mai, abia ieșiți din starea de urgență, premierul Orban, vicepremierul Raluca Turcan și mai mulți miniștri au fost fotografiați fără mască de protecție, în timp ce fumau și beau la Palatul Victoria, la o petrecere restrânsă în birou. Scuze public, știți foarte bine, am plătit amendă, aș putea spune chiar că am provocat plata amenzii. Într-o reacție pe Facebook, Marcel Ciolacu acuză guvernul că folosește poliția în scopuri politice. N-am văzut aceeași promptitudine, dacă vreți, și în urmă cu câteva luni.